Bună, dragii mei, suntem din nou în platou. Emisiunea e ok să fii vedetă și știu că deja ne urmăriți. Da, într-adevăr, cred că v-a atras atenția textul. Invitata mea de astăzi este Ioana Ginghină, este superbă, este actriță, este mamă, este o femeie tânără și frumoasă, care se bucură acum de libertate, libertate absolută. Și bineînțeles și noi ca fetele, chiar înainte de emisiune am început să vorbim și dacă nu mi-a zis Ioana o grămadă de chestii, uite așa le am pe toate în cap și încerc acum să îi pun întrebările în așa fel încât să vă zică și vouă, ca să știți ce vorbeam noi. Ce vorbeam noi, Ioana, dragă? Păi nu știu, că v-am luat-o de la început de an, copii și după aia okay, am luat-o în primul rând, la mulți ani, să fie anul 2020 unul fantastic pentru tine. La mulți ani și de Sfântul Ion, chiar dacă... Mă rog, ai fost la măruță de Sfântul da, Ion. Da, eu da. Am vrut să te prind de Sfântul da, Ion. Știu, da, da, promisesem deja. Mi-a luat o măruță înainte. Unde am înțeles că v-ați făcut niște confesiuni. Da, am făcut niște valuri. Ce se întâmplă? Eu sunt într-o perioadă foarte bună a vieții mele, undeva, deci mi-am regăsit vibe-ul de la 26-27 de ani, să știi. Asta e bine? Asta e bine, e foarte bine. Și ducându-mă la o emisiune de divertisment, da, am zis să mai glumim și noi, adică să nu ne ducem tot timpul pe canapea și să stăm acolo triști și mai ales că nu sunt genul, eu sunt genul care indiferent de situație râd că viața e frumoasă și am început să facem tot soiul de glume pe, într-adevăr, pe acest sâmbure de adevăr că mi-am petrecut revelionul la Oradea la un prieten. Un prieten pe care l-am de ani de zile și care, da, mi-a fost aproape la greu, dar nu înseamnă că este mai mult decât un prieten, știi? Stai, acum încep așa. Eu. Acum încep eu, stai. Deci ați fost doar voi doi pe o canapea? Adică te-ai dus la prietenul ăsta în Oradea și ați făcut singure? Da, pentru că situația a fost de așa natură, am fost bolnavă. Ce-ai fost? Am fost bolnavă, am răcit. Da. Ai răcit, ok. Am răcit. Trebuia să vedem cu mai mulți prieteni. Ideea este că eu trebuia să mă văd cu o gașcă din Sibiu, că așa am ajuns, de fapt, la Oradea. Eu nu prea știam exact ce să fac. Eu eram la Sibiu de Crăciun și nu prea știam ce să fac de Revelion. Aș fi rămas aici în București pentru că trăgeau foarte mulți de mine. Mulți oameni, nu neapărat bărbați, ca să ieșim din zona asta, așa. Și atunci am zis, hai să vedem cum să fac. Și acolo la Sibiu, prietenii mei mi-au zis, băi, noi ne ducem la Oradea, de acolo să plecăm în Budapesta, mai schiem eventual, vedem, adică așa. Eu am zis, ok, n-aveam unde să stau ca și cazare, pentru că era deja, nu mai știu, 27-28 când m-am hotărât. Și ți-ai sunat prietă? Nu am sunat prietă, nu face toată lumea așa. Da. Adică, zic, măi, ce faci, cum ești, ce faci, așa că așa, un am unde să stau și asta a fost. Și am zis, hai să mergem acolo. Ideea este că îmbolnăvindu-mă, adică pe 31 am fost foarte, foarte bolnavă, cu febră, cu tot soiul de ceaiuri, așa, n-am mai plecat nicăieri, m-am rupt de gașca de la Sibiu și ba mai mult, efectiv la 11, abia a tras prietenul ăsta de mine să mergem să vedem artificiile din piață, adică zis, hai mă, să nu stăm în casă, să fie nasul, să fie revelionul. Și te-a sărutat la 12 noaptea? Măi, nu ne-am sărutat. Așa, așa poate, se spune. Așa, mua, mua. A, deci a fost mua, mua. Da, și nu a fost, că eu de asta și spuneam, știi, sunt într-o perioadă, că de aici a pornit toată gluma, sunt într-o perioadă în care mă bucur de toată afecțiunea, dar mă bucur de afecțiunea și de iubirea aia sinceră, de mamă, de la tată, de la soră, de la pe care le-am redescoperit odată cu această perioadă a mea, știi, că de multe ori uiți de ele, că ai senzația că ți se cuvin și că ele sunt acolo. E, și când în momentul în care ai o problemă îți dai seama că de fapt ai foarte mulți oameni lângă tine care te iubesc și nu te iubesc, nu iubirea aia bazată pe, nu știu, totdeauna că vrea ceva la schimb, știi? Este mama care te iubește necondiționat, tata, care sora, știi, fica, știi? Și așa și acest prieten, că deja mi-a și dat mesaj dimineața, doar să nu-mi dai numele că... Da, să nu dai, da, exact. Asta vreau să spun, că sunt convins acum că paparații se duc în Oradea și încep să caute. Hai, băi, care ești, mă, vină încoace să-ți facem o poză. Da, no. Deci asta asta înseamnă celebritatea, vezi? Da, dar ești un pic trist, mă gândeam la asta, nu neapărat vis-a-vis de celebritate, vis-a-vis de percepția oamenilor că asta cu refăcutul vieții, pentru că eu trec printr-o perioadă acum în care mă simt atât de împlinită și de bine. Eu cu mine fac, pe 1 februarie fac un an de când sunt singură și am realizat foarte multe. Mie merge foarte bine cu business-ul, merge foarte bine mie ca femeie și sunt atât de mândră de mine și nu aș fi fost dacă
dacă nu aș fi trecut prin perioada asta. Adică am făcut într-un an de zile atât de multe lucruri singură, mă refer strict pe partea de business, de carieră, de știi, încât sunt așa de mândră de mine și mă supără într-un fel, nu mă supără, mă întristează faptul că femeile cred că, sau și în general societatea, crede că numai dacă ai pe cineva lângă tine care să te ajute sau să te susțină, un bărbat, și da, un bărbat, tu ca femeie, un bărbat, da, tu ca femeie nu poți să reușești în viață și trebuie să-ți refaci asta cu refaci viața. Am o viață atât de frumoasă și când voi alege să mă așez, tocmai asta este frumusețea pe care mi-a dat-o, nu știu, destinul în momentul ăsta, că atunci când voi alege să mă așez lângă un om, va fi doar pentru că îl iubesc și atât și că vreau să fiu lângă el. Nu va fi că am nevoie de banii lui, de casa lui, de să mă ajute în carieră, să va fi strict pentru că va fi acel sentiment, știi? Nu mai e chestia asta. Și de asta mă supără că lumea cumva te percepe. Și la teatru, când m-am dus acum, am avut întâlnirea de final de an și mă întreba lumea, dar tu ai pe cineva? Și eram așa, dar de ce trebuie să am pe cineva? Și se uitau cumva cu tristețe așa. Cu milă. Adică, da, n-are mă săraca, nu și-a găsit mă pe nimeni. Știi, și eram așa, bine, nu le-aș fi spus oricum dacă am sau n-am pe cineva, dar eram așa într-un fel, măi, dar de ce nu mă întreb dacă sunt bine, sănătoasă, fericită? Nu neapărat să ai pe cineva, că să știi că să ai pe cineva până la urmă nu e așa de greu să fie cineva acolo lângă tine. Yes, care da, să... Dar sunt convinsă că e coadă la tine. La ușă, cum s-ar zice, ușa virtuală, poftim. Pentru că păi pe Facebook și pe Instagram Îmi stric acum știrile că am pe cineva. Chiar glumea și asta cu mama. Zic, ia uite mamă, m-au și cuplat. Acum dacă e să apar ceva, nu mai bine zice. Stai liniștit, că unii o să te și mărite. Deci o să te vezi păi la da, altar. Păi asta e că așa a pornit discuția de la Măruță. Că a apărut într-un articol că sunt gravidă, pentru că nu știu ce poză am pus eu, că culmea, care era de anul trecut, de la niște filmări, și că nu știu cum, stau și că se vedea rochia și oare Ioana gravidă. Și de aici au pornit glumele, că da mă, că a, deci la noi ești dacă gravidă, pui o poză așa... Ești îndrăgostită, și... da, da, deci da, ți-ai da. Găsit alesul pentru alesul. A treia oară. Da, da. Auzi, da, fii atentă. Tu după divorț sau înainte de divorț ai început să mergi la psiholog? Că tot mi-ai spus înainte de emisiune, mi-ai tot spus, când o să mă duc la psiholog o să abordez și tema asta. M-am dus exact în momentul în care s-a pus problema divorțului. Deci acum, asta, mă rog, eu am tot spus-o, dar nu, probabil că nici nu se reține și sau nici nu se vrea, nu știu, povestea nu pare așa de frumoasă dacă nu e, dacă e exact cum s-a întâmplat și atunci lucrurile la noi nu s-au, adică n-au fost, azi am zis că divorțăm și a doua zi am divorțat. Noi s-a pus problema unei despărțiri și a unei crize, să zic, în căsnicie, încă din anul 2018 vara. Eu când am ales să încep să spun că lucrurile nu sunt roz, aveam aproape un an de când și deja eram singură, Alexandru nu mai locuia cu mine. Le țineam și mi-era foarte greu pentru că e greu să tot ții atâta. Era, cum să zic, în afară de părinții mei și cred că o prietenă, nimeni nu știa ce se întâmplă cu mine. Deci acum iar intervine cumva imaginea de persoană publică sau celebritatea. Tu încercai să ascunzi chestia asta de public, pentru că de ce? De ce? Păi, pentru că nu eram pregătită încă pentru ce a urmat, ca și urmat. Și am făcut... Păi oricum ar fi urmat toată nebunia asta. Da, dar eu vreau să fiu pregătită eu. Aha. Adică în momentul în care apar să fiu ok cu tot ce apare. Și atunci de asta, într-un fel, toate lucrurile care s-au spus nu au fost adevărate, pentru că lumea nu știe exact de când a plecat Alexandru de acasă, de când s-au întâmplat discuțiile, știi? Adică cumva când au tot apărat lucruri despre și iubirea lui Alexandru și despre așa, eu eram relaxată pentru că eu știam de el. Dar asta zic că lumea, oamenilor le place să fie un motiv, adică nu poate să înțeleagă că doi oameni nu se mai iubesc neapărat sau nu mai vor să aibă același drum. Ei vor să știe clar, nu domne, s-a despărțit de ăla pentru aia, pentru că ea sau pentru că ea nu gătea. Ei trebuie să aibă neapărat un motiv și de multe ori nu există motivul ăsta. Există niște motive care nu sunt atât de palpabile. Știi? Dar văd că tu acum vorbești într-adevăr destul de relaxat despre chestia aceasta, dar când ai fost la psiholog, de exemplu, când te-ai dus pentru prima oară, aveai, nu știu, remușcări, te învinovățeai pe tine însăți pentru faptul că ai ajuns acolo, în punctul ăla în care căsnicia ta e clar că nu mai era ce trebuia. Deci, adică ai preluat vina asupra ta sau cum? Nu neapărat. Eu am o problemă a mea personală și anume eu cred că pot rezolva tot.
Cred că vine, se mai zice că vine și de la Zodii, eu sunt fecioară. Și cumva când Alexandru mi-a zis că nu mai merg lucrurile și că el nu e fericit în relație, eu am zis, pot să rezolv. Okay. Nici o problemă. Eu pot să fac orice. Și când am văzut un pic că nu-mi scapă lucrurile de sub control și că nu pot să rezolv, dar n-am lăsat mult să treacă. Dar adică ce o lună, ai făcut două. Ca să încerci să rezolvi situația? Mai tot soiul, de la gătit, cea mai bună mâncare până la... Dar ce îți reproșa chestia asta? Nu, adică nu, era genul nu. Ăla de soț și că sunt mulți soți care zic, nu ești bună la aia, nu-mi faci omleta ca lumea, nu-mi faci, nu știu, nu-mi calci hainele. Nu. Deci eu am avut o căsnicie foarte frumoasă. Ok, bun. Și acum vreau să zic, după atâta timp, după toată nebunia asta, eu am o relație foarte frumoasă cu Alexandru. Sunt foarte mândră. Sunt foarte mândră de relația mea cu Alexandru. Și ți-am zis, sunt foarte mândră de mine, așa, pentru cum gestionez situația, știi? Ideea este că în capul meu a fost că, ok, dacă vina vine de la mine, poate vine că n-am fost destul de feminină, că poate nu i-am mai acordat atâta atenție. Că știi cum e, când devii mamă, automat te canalizezi mai mult pe copil. Și atunci am încercat să fac tot ce se presupune în capul unei femei că trebuie să faci ca să fii perfectă, știi? Și când am văzut că nu dă roade și nu mai zic, oboseam foarte tare, adică mi-era foarte greu să ajung acasă, știi, adică era genul ăla, acasă, ok, acolo începea jobul meu, de fapt. Am înțeles, da, acasă, unde trebuia să fii un zâmbet, și o floare, soție, oral, și, da. Mă rog, amantă, da, și gospodină, și mamă, da, și de fapt. Da, și în spate cu problema că, de fapt, el nu mai vrea, adică era și asta, ca așa, oricum nu pot să zic că nu erau lucrurile astea, poate nu într-o cantitate atât de mare, dar acum era și o problemă, adică era și o presiune pe mine, știi? Măi, și când am văzut că nu mai pot, de ziua mea în anul, deci 21 septembrie 1918, de asta zic că deja e mult timp, așa? 2018, da. M-am dus, mi-am făcut cadou de ziua mea o vizită la psiholog. Oh, asta nu. A fost cadoul meu de Doamne, ziua. Deci nu vine să am cred. Zis, nu cred că am auzit vreodată așa ceva, da, ca deci, un cadou de ziua, da, ta, da, să mergi la psiholog. Vineri, n-am să niciodată, vine 21 deci, septembrie. Îmi dau seama ce presiune totuși era pe tine. Dacă... Da, pentru că mi-am dat seama că nu mai pot să gestionez situația singură și am zis, am nevoie de ajutor. Și am fost la psiholog și am început să urmez, să mă duc săptămână de săptămână. Chiar am avut o perioadă când mă duceam de două ori pe săptămână. Că era o situație de criză și aveam nevoie să cineva să-mi... Și că practic asta e chestia, că îți explică puțin cum stau lucrurile, că tu le vezi altfel, știi? Și... Tu te încarci cu vină, probabil. Tu, ca om, nu tu, Ioana. Deci noi, ca femei, cred că ne încărcăm foarte mult cu... Dar poate n-am făcut suficient de mult, cum ai trecut și tu prin această criză, nu? Ai vrut să faci, să rezolvi problema. Dar, de fapt, poate problema era la el. Nu cred, cred că e la mijloc și eu acum știu clar care a fost problema, adică este, eu sper că mi-am învățat lecția și de asta spun că dacă aș mai intra într-o relație următoare vreau să intru cu lecția învățată foarte bine. Care ar fi? Care ar fi, trebuie să eu cred că aici a fost, să zicem, partea mea de vină, cumva am și neglijat prin faptul că aveam foarte mare grijă pe Ruxy, dar cumva era și chestia, eu am grijă de copil, am grijă de casă, te las să faci ce vrei, pentru că eu am fost o genul de femei și sunt genul de femei că nu o să pot să mă schimb asta, care sunt bucură-te de viață, fii liber, nu stau să te controlez, nu mă interesează, fiecare are viață, adică eu am fost genul ăsta. E, și atunci cumva pentru că eu am oferit libertate, am fost o mamă bună și o femeie care își ținea casa bine, aveam cumva acest sentiment că este suficient și poate n-am mai spus de atâtea ori te iubesc și poate n-am mai spus vai, ești minunat și ești un actor minunat și faci niște roluri extraordinare. Ego-ul lui trebuia, da, scărpinat. Cred că trebuiau și la mine, adică și eu probabil vroiam să mi se zică cât de bună mamă și sunt și nu mi se spunea și atunci automat veneau... Dar actriță bună îți spunea că ești? Deci cred că am pus degetul pe un punct nevralgic, nu? Știi care e chestia? Pentru că două vedete în aceeași casă. Zi, care e chestia? Chestia este că, da, au multe chestii, de multe chestii mi-am dat seama după, acum realizez câte, de apropo și de asta, eu n-aș fi făcut ce am făcut la Măruță acum câteva zile cât eram cu Alexandru, pentru că eram foarte cenzurată, dar nu că îmi zicea el.
măi, nu fa aia. Era chestia aia că ajungi acasă și ești judecat, știi? Dar nu prin vorbire. Aia e, știi? Și atunci eu mă cenzurasem foarte mult, eu fiind eu de felul meu, ființă extrem de veselă și expansivă și cu miștourile la mine și întotdeauna asta a fost farmecul meu, că multă lume zice frumusețea, nu, ai să râzi. Eu aveam nevoie doar să ajung în punctul respectiv, că dacă ajungeam știam că după aia oamenii de acolo vor fi ai mei, dar până acolo trebuia, știi? Pentru că întotdeauna am avut vorbele la mine, întotdeauna am râs, întotdeauna am fost... Deci ai simțit, știi? Cumva, tu simți cumva că frumusețea este un impediment? Nu, dar că adică oamenii se uită la tine și se așteaptă să fii frumoasă și atât. Adică da, ei trebuie să vadă dincolo de această frumusețe. Ca să și deșteaptă. Nu, și că e șarmantă, da, și că ai povină în coa din alte puncte de vedere. Da. A, bravo. Asta. Deci ajungeai acasă și era de ajuns o privire, da? Care te cenzura toate... Da, toate lucrurile. Și atunci, și nu numai priviri, discuții. Dacă eu auzeam, nu știu, despre o discuție, despre, uite, dragă, iară e asta la televizor, vine și n-are nimic de spus, dar apare acolo, nu știu ce. Automat eu ziceam, ok, mâine dacă mă invită lumea la o emisiune, nu mă duc, că n-am nimic de spus, știi? Și deși eu aveam de promovat tot soiul de proiecte ale mele personale, dar nu erau atât de... Nu erau pe podiumul ăla de valori, asta, știi? Asta poate... Auzi, știi ceva? S-o crezi tu! S-o crezi tu! Girl, știi că încep să fac și eu ca... Deci nu, asta păi e da, ideea, asta. Că bărbatul întotdeauna vine și spune, nu întotdeauna, unii bărbați vin întotdeauna și încearcă să-ți submineze importanța, mai ales în carieră. Și când ești vedetă și ești celebră și ești frumoasă și ești deșteaptă și ai talent, în momentul ăla cred că unii bărbați devin geloși, invidioși, nu știu, poate chiar le este teamă de această... Eu sunt sigură, sigură de asta și, mă rog, mi-a și confirmat o oameni care mi-o confirmă oameni pentru că tot dăm pe psiholog. Nu o să-i dau numele nici psihologului. De ce? Că o să-i meargă business-ul mai bine. Nu, să știi că au fost oameni care m-au sunat după și colegii de mele. Că se pare că face un lucru bun, uite. Da. Arăți bine, se vede că ești în elementul tău. Așa și? Și asta e chestia, că eu aș vrea să se înțeleagă foarte bine. Eu am avut o căsnicie, dar asta am realizat acum vreo jumătate de ani, știi? Am avut o căsnicie liniștită. Uh-huh. Adică nu erau discuții, nu erau certuri, noi nu ne certam, eram destul de buni prieteni, ne susțineam, știi? Dar acum, uitându-mă, mi-am dat seama că nu, eu nu mai făceam, eu nu eram, nu mai eram eu. Da. Știi? Sau eram eu poate la teatru când aveam repetiții și eram acolo singură cu colegii mei și eram eu, știi? Dar eu nu mai eram eu în multe cazuri, tocmai că, dar nu că, asta zic că nu vreau să fie vina lui Alexandru. Alexandru a fost foarte implicat în căsnicie, foarte implicat în, și acum e implicat și în educația Ruxandrei, dar era felul lui de a fi, mă făcea pe mine să mă cenzurez. Eu nu pot zic că mi-a zis vreodată, nu te duce aia, nu fa aia, nu știi? Nu, dar tu dar, în tine simțeai că trebuie să ai niște opreliști. Da, uite nu, și asta, că eu eram la teatru Ion de Creangă de pentru copii și el era la Odeon și cumva, chiar dacă nu s-a discutat niciodată în casă, tu ești la Creangă, eu sunt la Odeon, eu știam că eu sunt sub... știi, sub Odeon, sub nivelul lui de a fi, nu știu de ce, dar era clar în capul meu, da, că nu mi-a spus. Da, firaria să fie de scara, așa ziselor, da, valori. Da, tu erai foarte bună în ceea ce făceai tu pe drumul tău și aia alegerea ta, doamne, că eu știu că tu ai continuat și continui pe drumul ăsta. Mi se pare că e destinul meu să lucrez cu copii, adică tot ce mi s-a dat în viața asta de când am început cariera de actriță și până în ziua de azi a fost cu să lucrez cu copii, adică și acum îmi vin tot soiul de proiecte pe partea asta de copii, știi? Deci e clar că ăsta e destinul meu, dar nu știu de ce, ți-am zis, nu era că îmi spunea, ci pur și simplu din felul de a fi, din ce discuții erau la mese sau pe lângă mese, din, știi? Eram cumva o mică cenușăreasă, știi? Și atunci, acum, de asta mă simt, că nu mai zice, băi, că arăți din ce în ce mai tânără, că arăți din ce în ce mai bine, ce-ți faci? Ce fac? Sunt fericită! Sunt da, eu! Corect. Și sunt foarte mândră de mine, asta e mare. Și, sincer, asta e și exemplul pe care vreau să-l dau Ruxandrei, pentru că eu cred în căsnicie, adică să ne înțelegem, eu nu sunt pentru divorț și nu sunt, dacă eu am încercat să-mi salvez căsnicie,
Grecia și dacă, nu știu, mai erau șanse de 5% să o salveze, se salva, știi? Dar cred că și în căsnicie tu trebuie să știi, omul de lângă tine trebuie să te accepte așa cum ești și tu trebuie să-ți vezi de drumul tău și de cariera ta și de tine și de tine ca om. De fapt, știi? Să nu uiți de tine. Da, să nu uiți de tine. Dar apropo de asta cu această rupere, mă rog, și tu te-ai dus pe drumul tău, el s-a dus pe drumul lui. Ce s-a întâmplat cu copilul? Cum a simțit copilul această rupere? Între mami, tati, ea nu-i mai are la un loc sub același acoperiș. Deci o să spun și acum sincer, și măricică. E și mare și vreau să spun un lucru cu care eu nu știu dacă am avut noroc sau că e copilul meu special sau nu știu, dar spaima cea mai mare a fost la acest divorț despre Ruxandra, adică cumva că toată lumea ce suferă copii, suferă copii. Nu zic că n-a suferit, dar îți spun o poveste care s-a întâmplat acum. Primul Crăciun, fără noi am împreună, deși eu cu Alexandru am vorbit, dacă Ruxandra își va dori ca de ajun, cum făceam până acum, să împodobim toți trei bradul să fie, noi vom face chestia asta. Ți-am zis, eu cu Alexandru am o relație foarte frumoasă în momentul ăsta, deci nu se mai pune problema de nicio discuție, ne înțelegem foarte bine. Și am întrebat-o. Eu ca mamă am întrebat-o, măi Ruxandra, tu vrei să facem, uite, dacă vrea tata, e de acord, venim, facem bradul împreună, nu o să fie nimic schimbat față de anul trecut. Și mi-a zis, mama, nu. Și să-ți spun de ce. În primul rând că nu mai vreau să văd tensiune sau să văd vreun minut că între voi ar fi ceva care pe mine m-ar deranja. Doi, tata stă acum cu mine cum nu stătea niciodată, pentru că ei acum au, și acum e la el o săptămână, a venit la mine numai de Sfântul Ion, deci de ei sunt împreună de pe 3 ianuarie până pe 13 și a venit doar de Sfântul Ion de pe 7 pe 8 la mine, că a vrut să fim împreună că și ea e Ioana, știi? Sunt împreună, se duc la film, joacă Monopoly, mi-au povestit, fac Lego împreună, lucruri care ea nu făcea. Adică Alexandru, mă rog, eu cred că e în general valabilă. Bărbații, când suntem noi în preajmă, nu stau așa mult cu copilul, mai ales ea fiind fată, noi două eram foarte apropiate și stăteam și făceam chestii și așa. Și ei acum fac lucruri, ea face lucruri cu tatăl ei pe care nu le făcea. Și a zis, mama, eu acum, tata stă cu mine, stăm împreună, se plimbă. Da, ea se bucură de toată atenția lui. Da, pe care ea nu avea înainte. Chiar dacă era cu ea în casă, poate el stătea, nu știu, la știri, jos la televizor și noi făceam ceva împreună, știi? Și acum ea l-are pentru ea. Și mi-a zis, eu sunt foarte bine acum, mama. Sunt foarte, foarte bine că tata stă cu mine și nu vreau. Vreau să fac Crăciunul cu tine și Revelionul o să-l fac cu tata. Adică nu a avut nicio chestie. Și eu am respectat chestia asta și a fost foarte bine. Știi? Și spun la modul cel mai sincer. Adică nu e că a fost vreo... Da, te cred. Știi? Uite, asta e într-adevăr foarte bine că ai spus, pentru că sunt foarte multe femei care stau în căsnicii eșuate, sunt total nefericite și spun, eu stau de dragul copilului pentru că copilul trebuie să crească cu ambii părinți. Și uite, copilul de fapt suferă sau în subconștientul lui simte tensiunea din casă și nu crește în condiții foarte normale și fericite, pentru că el vrea să gestioneze cumva lupta asta sau războiul mut dintre mamă și tată. Da. Și le iau mult asupra. Și ia mult asupra lui. Am o prietenă care acum merge la psiholog, exact de asta a fost cerută de soție, de prietenul ei și nu poate să zică da, pentru că are traume de la părinții ei, ca pe care i-a auzit ani de zile spunând, i-a auzit în casă, dar nu, na, certându-se, că nu, că stau pentru ea, stau cu tine, stau numai pentru copil, că dacă nu era, plecam de mult, știi? Plecam de mult, și auzea de atât așa și acum nu mai zic că s-a îngrășat nu știu câte kilograme, adică era după ce a cerut-o, a cerut-o de soție și ea a început să se îngrașe, era din ce în ce mai nefericită și nu înțelegea, stau la psiholog și de fapt astea erau traumele, pentru că ea, toată copilăria și pentru ea căsnicia asta era de fapt. Și este și acum se tratează și sincer eu recomand, pentru că noi venim din niște familii, cam toți avem niște traume, avem niște exemple nu tocmai bune de acasă. Pentru că am fost crescut societate pe ideea mai, asta. Da. Dacă ești femeie, trebuie să te măriți, trebuie să faci copil, trebuie să nu știu ce și trebuie să stai în umbra bărbatului, adică trebuie să stai cam cu trei pași în spatele și lui. Și cumva nu mai contezi tu că vrei neapărat asta, să te dezvolți personal, adică să mergi la, uite, de exemplu, eu
pentru că acum am această, ăsta mai e un avantaj al divorțului. Eu ce vreau să spun, mie mi scriu foarte multe femei acum și nu numai îmi scriu și vorbesc cu o grămadă de femei care îmi spun că nu sunt fericite în căsnicie și deci ți-am zis, eu sunt pentru căsnicie și dacă e o căsnicie frumoasă, Doamne, nu se pune problema să doresc să divorțez, dar pentru cele care își pun întrebări și sunt în niște căsnicii nefericite, vreau să le arăt că nu e așa rău. Uite, și tu ești exemplu viu. Da, exemplu, uite săptămâna asta în care eu sunt liberă, știi? Eu mă duc la cursuri, învăț, fac niște cursuri și online, am și sesiune pentru că m-am înscris la un master și am început sesiune pentru pedagogie, pentru că dacă tot predau, am zis să mă mai specializez pe partea asta de pedagogie. Acum, de exemplu, în weekend plec cu o prietenă la ea la țară, la casă și nu stăm, apropo, e prietenă. E data asta. E femeie, deci, da? E femeie. Dar îmi permit aceste lucruri spontane pe care eu nu le puteam permite, na, adică am fost ieri la teatru și am văzut un spectacol, adică sunt multe lucruri pe care pot să le fac pentru mine, pe care înainte nu le puteam face, pentru că nu, eram tot timpul cu Ruxi și totdeauna programul meu era pentru Ruxi, dar acum când stă cu tatăl ei, am timp pentru mine să fac ce vreau, știi? Adică e un mare plus. Dar proiecte de televiziune te mai atrage să reintri pe segmentul ăsta? Da, mă atrage, dar nu asta că nu, ceva s-a retras. Nu m-am retras, nu s-au mai apărut, dar chiar vreau să zic că pe rezoluția de anul ăsta îmi doresc foarte mult să... Ai făcut să, rezoluție? Da. Îmi doresc foarte mult să reintru în zona asta. Păi de... la un moment dat cu o telenovelă, nu pe Happy Channel. Da, și s-a terminat anul trecut în noiembrie. Auzi, fii atentă, acum că ești singură. Da, probabil televiziunile să fie mai interesate de tine, știi? Sper, pentru că o să faci ajută. Rating, o să se uite toată lumea la tine, să vadă ce și cum. Intră și tu, uite, intră în ferma, intră în nu știu. Da, știi? Mi s-a propus, dar da? Ideea este că eu, având acest business, nu prea îmi vine să-l las așa pentru câteva luni ca să merg business într-o... Însemnând? Este miniar show, business? Da, miniar show, care e școala și de actorie și fac și evenimente pentru copii. Acum, de exemplu, iar încep înscrierile. Eu sunt foarte implicată, adică sunt și profesoară, nu numai că conduc din spate, am și eu clasele mele de cu care lucrez, pentru că îmi place și de aia m-am și apucat și atunci mi-e foarte greu să zic hai că plec, și Ruxi inclusiv, nu, mi-e greu să zic hai că plec 3 luni. Da, corect, adevărul 3 luni. Cam asta este. Când ai un copil mic și ai și business-ul tău. Nu pot zic că cam în toate emisiunile astea reality show-uri am fost invitată, dar am refuzat de asta. Dar mi-ar plăcea să fie ceva care să mă pot să spui, să ajung și o seară acasă. Da, corect. Dar să mai fac. Da, lasă că ai alte canale acum, că acum îți dai seama că m-am uitat, te-am googluit și am văzut. Ai pagina de Facebook, ai Instagram, ai canal de YouTube. Da, da, deci da, da, da. Ai început să faci bine, și tu acum, cumva oricum, influencering, așa. Mergi pe trendul ăsta? Într-un fel, merg pe trendul ăsta. Nu sunt încă ancorată în ceva anume pentru că îmi place să promovez în ceea ce cred, adică strict nu vreau să mi se pună, adică înainte vreau să încerc, să văd dacă e ok și după aia să promovez. Ce vreau să spun este că prin aceste canale am intrat într-o, adică m-am surprins așa ducându-mă prin țară și uite chiar și lucrând cu tinerii că ei mă știu din partea asta, adică ei nu s-au uitat la serialele alea de acum, dar s-au uitat la asta de care a fost pe Happy Channel, care s-a dat și pe YouTube și ei așa au putut să vadă serialul și mă uitam că toți ăștia, copiii ăștia de, nu știu, 16 ani în jos, mă știu de pe canalul de YouTube și de pe Facebook, Instagram. Da, ei nu trebuie să mai uită la televizor. Ei sunt cu televizorul în mână. Ei au telefonul și au dat un click și gata. Pac, 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 pac și au văzut tot. Da, te-au descoperit cu totul. Și m-au descoperit cu totul și asta, că mă știau și mă miram așa, dar la ce v-ați uitat? Îmi spuneau de tot soiul de chestii la care nici m-aș fi așteptat. Și inclusiv canalul de YouTube, știi? Mă uit că cu fetița ta te-am văzut că ai făcut nu știu ce slime. Ah, ok! Da, foarte... Deci ești o mamă cool. Da. Dar cum te percepe fetița ta acum, în rolul tău de mamă singură, liberă, care trebuie să ducă totul în cârcă? S-a cimentat mai mult relația voastră? Sau? S-a cimentat mai mult relația, dar într-un fel mă vede ca o prietenă și lupt cu chestia asta, să nu fiu neapărat prietenă și să fiu în continuare mamă. De ce? Pentru cum că așa? Și ea cumva e la vârsta la care începe să-i placă băieții, să se mai uite, să aibă crush-uri, e la modă asta cu crush-ul, ai un crush de la pe TikTok-ul ăsta care e la modă, nu știu dacă știi aplicația aia de TikTok cu filmulețe. Da, o știu, dragă, știu, am auzit de ea, bun, dar n-am intrat pe ea. Eu
sincer. Și am, că m-a pus Ruxi să-mi fac ca să-i dau like-uri, adică, și să-i crești pagina, după care mi-a zis, nu mai vreau să-mi crești pagina, că acum ea are un cont în care face niște, se numește gacha life-uri, sunt niște desene, benzi de desene animate și e. Nu știe nimeni cine e și nu-și face reveal her face. Deci, mama, eu nu știe nimeni și acum nu mai vreau să o promovez. Adică, deci, eu sunt foarte ancorată în această zonă de 11 ani. Deci nu pot să cred așa ceva. Eu n-am auzit în viața mea de așa ceva. Da, păi bune. Nici eu n-aș fi auzit probabil dacă nu era Ruxandra. Și pentru că ea cumva începe și ea în zona asta de să aibă un crush, să-i se pare interesant, să vrea să fie mai femeie decât, adică este între femeie și copil. Dar 11 și... ani, măi, femeie, 11 ani! Da, dar sunt altfel. Tu la 16, 18, cum erai? Erai femeie? Eu m-am pupat, adică, prima dată, sărutat prima dată la 16 ani. Da. Înțelegi? Și eu nu... Da, eu nu arătam, nu că nu mă simțeam. Nu arătam a femeie, eram o chestie acolo, slabă, m-am machiat aici, n-am venit la București, la facultate prima dată. Când mi-am dat cu primul fond de ten, eram, Doamne, cum se uită lumea la mine, mi-am făcut ceva, adică eram... A fost altceva. Păi și cum tu ca mamă? Deci ai pe fica ta de 11 ani după mine, un copil, adică e de la care se joacă cu fundul țărână. Da? La 11 ani i-ai lăsat dreptul ăsta să aibă ce are ea acolo pe TikTok și nu știu că n-am înțeles, cuvintele alea pentru mine sunt așa, cu... Are pagina de Facebook? Are Instagram? N-are pagina de Facebook, are Instagram. Are Instagram, da. Mai n-am avut cum să nu las. Crede-mă că și când i-am luat telefonul, mă uitam, mă gândeam la mine, zic, dacă mi-ar fi zis cineva acum un an, doi, că eu să iau telefon, Ruxandra era în clasa a doua, păi, n-am să iau, dar n-aveam cum, pentru că era exclusă din societate, nu exact. Mai avea prieteni. Corect. Și atunci, ca să las copilul bine la cap, trebuie să faci anumite lucruri ca să fie bine, știi? O controlez, când nu știu, nu-și mai vede de învățătură, mai scoatem câte o lună TikTok-ul ca și pedeapsă, pentru că eu înțeleg, este foarte greu să, și eu vreau să, nu știu, vreau să te sun pe tine, de exemplu, și văd un mesaj pe Facebook și după aia mă bag în zona aia de Facebook și uite că trebuia să te sun pe tine în 5 minute, adică am și eu și înțeleg foarte bine de ce îi se întâmplă asta, că pune mâna pe telefon și uită că a trecut o oră, știi? Că eu o rog, băi, nu, hai să, eu încerc, ce încerc cu Ruxandra, încerc ca să o fac să alegerile pe care eu vreau să le facă, să le facă și că vrea ea, nu că am zis eu. De ce face asta? Și atunci încerc să explic, măi, mamă, viața, uite ce frumoasă e. Uite-te în jur ce mare e, 3D. Tu aici o vezi 2D pe un ecranuț aici mic. Asta e doar o mică parte din viața ta. Da, gândește că tu îți vezi viața aici. Hai să ne mai uităm un pic și în sus și în dreapta și în stânga. Asta și încerc foarte, foarte mult să o fac să înțeleagă, să ia să înțeleagă și să aleagă să nu mai pună mâna pe telefon. Dar oricum acum spui că ea te consideră mai mult prietenă. Deci, practic, ce înseamnă asta? Că nu-ți mai urmează sfaturile? Trebuie să spui de 2-3 ori până te faci auzită? Nu, și are puse și chestia asta. Știi, mă întreabă, de exemplu, da, ai iubit? Păi, lasă-i treaba mea dacă am iubit. Asta, ai tu un crush, mama? Și, da, te pupi? Da, te-a pupat cineva de când nu mai ești cu tata pe gură? Da, de-astea, știi? Și toate chestiile astea nu trebuie să aibă, iar nu trebuie să aibă așa de mult acces la viața mea personală, pentru că odată că e personală și trebuie să fie personală și în fața copilului. Dar crezi că e cumva teamă că ar putea să, nu știu, să vină un alt bărbat să te fure, în ghilimele? Nu, teamă nu, abia așteaptă. Și... Abia așteaptă, da, spune. Deci n-are chestia asta cu nu o să fie niciun bărbat mai frumos sau mai deștept decât tati. E la Alexandru chestia asta. Fetele vor să fie singura persoană, singura femeie pe care o iubește tatăl, trebuie să fie fica și acolo e concurența mare. Adică vrei să spui că tata e deja cu cineva și fica nu... Nu? Da, eu lucrez la asta să fie bine. Dar e cu persoana aceea? M-am citit eu în ziare? Da, cred că da. Eu nu vorbesc. Nici mă interesează și nici nu mă interesează. Adică încerc să mă țin cât de departe. Din punct de vedere al copilului. Da. Da. Deci tot ce îmi spune ea, încerc să manageriez cât se poate de frumos situația, pentru că până la urmă
na, suntem liberi și eu și el și putem să ne refacem viața cum vrem. Da, dar uite, vezi, copilul și... nu prea înțelege chestia asta. Da, acolo, acolo într-adevăr, dar pentru că e asta, că e concurență, că ea vrea să fie femeia singura, femeie iubită de tatăl ei. Și e și că, adică, na, tot de, pe partea de psihologie vorbind, e acolo problema. La mine nu tot timpul spune, abia aștept să-ți faci un iubit, abia aștept să nu știu ce... Bine, măi, mă, așteaptă, ce să zic. Bine că sunteți prietene și nu... Dar vine, nu știu, baie la tine, a început să, nu știu, să, să-ți ia din smacuri, nu, din nu, și asta machiaje mă sau pentru că, să-ți cumva, poarte hainele, nu știu, a început? Nu. Deci noi avem cam aceeași mărime, la, mai ales la bluze, dar pentru că ea e genul care îi plac udiurile din astea, hanoracele astea. Iar ai folosit astea, un cuvânt pe care nu-l cunosc, nu, glumesc, bineînțeles, așa. Așa, deci ea e mai grunge, așa, da, mai... Da, da. Atunci nu, eu sunt acum tocmai că dacă mă simt bine și am mai slăbit și așa sunt pe mai mulate, mai nu știu ce, ea e pe cât mai larg și atunci nu ne purtăm mai mult că ne înconfundăm șosetele, e cam atâta, cam atâta. Dar ce pot să spun este că e mult mai, ce nu are de la mine încă și de asta eu zic că o să, eu sunt din asta, de-mi fac duș, mă crem, bine, mă fac duș normal, dar zic că stau în gomaj, mă cremuiesc, stau în baie, am cel puțin o dată pe săptămână în care fac baie cu lumânări, cu tot ce trebuie, și știi? E, și nu are încă chestia, nu, asta, e, știi? Mică. Dar e mică și, și eu mă bazez pe, pe faptul că în timp se vor așeza lucrurile. Dar are chestia asta, știi? A, mama, tu ești mai slabă ca mine. Sau, da? Da, da, da. A început să-și pună întrebări, a, da, de genul pune ăsta? Întrebări de genul ăsta și, într-un fel, probabil că e și vina mea. Eu am o, și zice, mamă, tu ești obsedată. Eu dacă văd undeva o oglindă, întotdeauna mă uit la mine. Deci am o bubă, nu știu, pe creier. Adică mă uit un pic așa, mă mai întorc și cu spatele, în orice oglindă. Deci poate să fie și aici, dacă aveți o oglindă, mă vedeați făcând așa. Adică la baie, ai făcut asta e gestul. După ce m-am spălat așa, hap, hap. Păi foarte bine, intrai într-o emisiune. Asta ține de latura ta, nu, de vedetă. Oriunde și într-un mall și oriunde sunt, mă uit la burtă. A, deci tu pur și simplu te uiți așa, așa ai făcut de mică? Da, da, așa okay, am făcut. Deci de, nu ține de faptul că ești vedetă, persoană publică și că s-ar putea ca oamenii să se uită la tine, să te recunoască. Dar de mică mi-am dorit să fiu actriță, deci... Da, deci asta a fost drumul tău și pe ăsta ai mers. Da, da, de-aia și ei mei au fost foarte... m-au susținut atât de tare. Pentru că gândește-te în anii 90 să vrei să faci actriță unde erau, nu știu, 6-8 locuri la facultate. Părinții spuneau, mă, fată, bagă-ți mințile în cap. Poate și un avocat, un altceva. Da, nu ți-au zis că meseria asta n-aduce bani, că trebuie să faci compromisuri. Ne-au zis la început, după care, când au văzut că sunt așa, pentru că deja făceam teatru la Sibiu într-o trupă de amatori și prezentam festivaluri și mai mergeam la radio, era pe atunci Radio Contact și așa, aveam tot soiul de legături cu lumea asta, așa, eram o mică vedetă acolo în Sibiu, atunci au zis, ok, hai să o lăsăm, ăsta o fi drumul ei. Și uite că na, s-a dovedit bine, a fi bine de bine. E bine că te-au susținut. Da. Și zice eu asta că într-un timp ziceam, vai, sper să facă rucția actriță, bineînțeles că vrea să facă actriță. Exact, asta vreau să te întreb, vorba aia cu doi părinți actori. Da, na. Ce vrea să se facă rucția? Normal ca actriță, gândește-te că și eu de la nici 2 ani am luat-o cu mine la repetiții și peste tot și miniar show, acest business pe care mi l-am făcut, l-am făcut tocmai ca să pot să o iau cu mine, că era cu copii și atunci puteam să o iau cu mine. Alexandru și el când trebuia să stea cu și acum, când are spectacol, vine, are o lojă acolo unde e și un reflector și stă acolo și vede câte un spectacol de mai multe ori sau chiar și glumeam la un moment dacă zic Ruxi o să ajungă mai deșteaptă și mai cum să zic, informată în ale teatrului decât noi doi, pentru că dacă, de exemplu, Alexandru are un spectacol și ea l-a mai văzut, o bagă în altă sală de la Odeon și vede alt spectacol și Ruxi o să tot vadă multe, după aia cu el vede anumite filme, cu mine vede anumite filme, că zice, mama, eu l-am văzut cu tata asta, hai să vedem altceva, știi? Și o să ajungă Ruxi să vadă foarte multe. Deci, filme, practic, ea face facultatea de teatru acum, cu voi. Da, o să știi? Preia cei mai buni și de la mama și de la tata, din punct de vedere al carierei. Nici n-am carierei. Cum să-i zic, nu te fac actriță, după ce miroase numai teatru și filmări și tot. Da, ai stat de vorbă cu ea, i-ai spus și care sunt neajunsurile în momentul în care devii actriță și ești și femeie și... Încă nu, mi s-a părut prea devreme, oricum ea își dorește să facă în afară, pentru că ea merge la Goethe ca și studia la școală și atunci face tot în germană și într-un fel vrea să plece în Germania, adică are tot soi de vise pe care încă eu nu stau să-i le ascult, o las, viseze și vom vedea în final când va fi cazul. Da, apropo de chestia asta, tu de ce nu ai vise de genul ăsta?
Că dacă tot ești liber acum, știi? Măi, nu știu, poate... am plecat așa de la premii, nu știu dacă e bine sau nu. Era o vorbă, decât codaș la oraș, mai bine în satul tău fruntaș. Știi? Dar de ce crezi tu că ai fi codașă? Vezi că ai că chestia nu știu, asta... nu știu limba așa bine, adică aș fi cumva... Da, dacă... uite-te acum, e o lume fără granițe, mai ales pe partea de internet, da? Ai văzut, sunt fete și femei care devin influencers și ajung vedete internaționale chemate pe la prezentări de modă, pe la emisiuni, pe la. Deci lumea asta nu mai are granițe, adică ar fi așa de ușor pentru tine, știi, ești o luptătoare și ești o femeie vivace, da, așa, știi? Da, să știi că chiar m-am gândit acum în toată perioada asta așa de început de an, că trebuie să-mi fac așa un plan foarte bine. Eu ce se întâmplă? Din cauza că sunt o persoană creativă, am foarte multe idei și având foarte multe idei ajung să le fac la jumătate, ori pe toate, ori jumătate dintre ele, și aș vrea să am puterea în anul acesta să mă canalizez pe două. Da, bune. Care ar fi acela? Nu știu, asta mă gândesc. Vreau pe cariera mea să fie ceva, adică să încerc să, nu știu, poate, uite, să-mi fac o proprie emisiune online sau, da. Știi? Dar trebuie să, pentru asta, pentru asta trebuie să fii riguros și să încep să faci totul și să, știi, să-ți, adică să nu mai mărga, nu fac mâine că n-am chef sau nu fac mâine că n-am timp, că nu știu, nu, trebuie să te, dacă da, te-ar obliga un șef. E o muncă constantă și e 24 din 24. Da, știi? Da. Și atunci asta zic, că vreau să-mi fac, eu sunt foarte, cum îți spuneam, că eu dacă mă apuc de ceva vreau să fie foarte bine făcut și atunci acum asta încerc să văd cum, pentru că îmi doresc, nu vreau să pierd partea asta de TV. Eu când m-am făcut actriță nu m-am gândit că o să ajung vedetă, că pe vremea când eu vreau să mă fac actriță erau două canale de televiziune, dacă erau și alea, adică abia apăruseră, eu gândesc că am terminat liceul în 96, adică era imediat pe Revoluție, nu era acea conceptul ăsta de vedetă, știi? Deci m-am făcut actriță că mi-am dorit să fiu actriță și să joc pe scenă, știi? E, acum a început să prind gustul ăsta de TV, de a avea păreri pe care să le spui și lumea să se uite la tine. Să fii formator de opinie, da. Și atunci, de asta nu vreau să pierd chestia asta și mă gândesc undeva pe zona asta și la fel și pe partea de mini-art show, tot așa am foarte multe idei și proiecte pe care vreau să le fac, dar anul ăsta vreau să mă canalizez pe unul și bun, adică să fac și să-mi și iasă. Pentru că anul trecut asta am făcut, am avut o grămadă de idei, le-am început și nu le-am putut duce până la capăt. Dar poate nu erai încă pregătită, știi? Păi da, sunt sigură că toate... Acum simți că anul 2020 va fi unul special, diferit pentru tine? Da, pentru că eu sunt diferită și am alt suflu, am alt vibe. Sunt mult mai canalizată pe mine. Deci eu n-am crezut vreodată că o să ajung să nu mă mai intereseze ce zice lumea. Deci n-am crezut asta. Te interesa înainte ce zice lumea, da? Vai de mine, nu că mă interesa. Era cu suferință maximă. Pe bune? Da, cu plânsete acasă. Cu de toate. Orice apariție, orice articol într-un ziar, nu chiar orice, dacă era ceva mai dur, da, știi, adică mă afecta foarte tare. Fiecare lucru mă afecta. Acum încep să le iau, înțeleg că fiecare are o treabă de făcut și că fiecare mănâncă o pâine și chiar am descoperit oameni pe care îi judecam eu la rândul meu la televizor și i-am descoperit față în față și n-aveau nicio treabă cu om și mi-am dat seama că și ei de fapt jucau acolo un personaj pentru că vreau să mănânce o pâine și de fapt n-are nicio treabă, știi, televizorul cu omul, știi? Și atunci m-am super relaxat, de fapt, și nu mai contează. Decât foarte puțini oameni în viața mea mai contează ce spun. Care ar fi? Familia? Familia, copilul, da? Copilul, da. Și prietenii? Ți-au rămas prieteni după divorț? Da. Aceiași? Aceiași, da. Și... Dar nu te-au judecat, nu? Sau? Am avut, dar nu erau prietene. Culmea, femei, m-am aștept că poate la bărbați să fie mai, dar culmea, prietene, care, prietene, nu prietene, asta zic că nu sunt cunoștințe, amice. Da, pe care, cu care n-am mai, am refuzat să mai ies, pentru că în momentul în care mi-a fost rău, au fost alături de mine, în sensul că mă ascultau și era ok. În momentul în care a început să-mi fie bine și am început, poate, nu știu, să mai, bine, am slăbit că nu mi-era bine, dar să mă bucur că am slăbit și să încep să mai pun un pantalon scurt, să mai...
pozez o, să pun o poză, nu știu, un costum de baie pe Facebook, să nu știu ce, au început să mă judece și să zică, băi, vezi acum dacă ai divorțat, te expui așa ca să atragi bărbații. În primul rând că eram, da, că sunt singură, ce crezi? Exact. Așa. Și incredibil. Doi, că care-i problema? Adică, până la urmă... Problema era că ți era bine, Ioana. Și da, nu-ți mai era rău. Da, da, ele era. Se hrăneau din nefericirea ta. Da, le părea bine, înțelegi? Da. A, știi? Acum tu arăți bine, ești pe drumul tău, ești puternică. Guess what? Ele nu mai sunt așa de fericite. Da. Pentru că ești tu fericită. Asta. Și atunci, bine, că sau ai mai scuturat puțin, nu? Păi da, acum când ești la o cafea, știu că e o cafea bună. Că e cu cine trebuie și că îmi face plăcere și să vorbesc. Și asta cu sinceritatea. Știi că multă lume îți spune, tot acum am învățat. Am învățat o grămadă de o lecție de viață a fost asta. O școală a vieții. Bine, cam scumpuță, dar... Păi știi că viața bate film oricum. Dar a fost o școală bună. Îți spun din sinceritate și că țin la tine, măi, și erau niște chestii atât de dure și spuse atât de dur și date, știi, unde doare cel mai tare, și pe aia te gândești, bă, oare era chiar sinceritate? Pentru că poți să spui niște lucruri și fără să doară, chiar da, dacă, exact. Știi? Și atunci te gândești că, măi, poate n-a fost neapărat numai sinceritate acolo, că poți să le spui și altfel ca să nu... Normal. Să nu doară așa de tare, știi? Corect, așa este. Ioana, noi două nu ne știm, nu ne știam, da? Deci, nu, drumurile noastre nu s-au intersectat. Cumva doar pe la niște evenimente mondene și atunci poate te vedeam la braț cu Alexandru, știi? Și era chestia asta cu, cuplul perfect, frumos și asta e. Dar acum am descoperit în tine o femeie extraordinară. Deci vreau să spun că simt că în tine se produce o renaștere. Deci ai renăscut cumva. Da, și mă bucur enorm pentru tine. Mă bucur enorm pentru tine. Și îți doresc din tot sufletul să ai un an extraordinar, o viață minunată și să menții relația asta frumoasă pe care o ai între tine și fiica ta. Știi cum e, la un moment dat probabil o să fie o luptă între voi, care e mai frumoasă, care e mai slabă, care e mai talentată, acum. Vine adolescența. Și asta voiam să zic eu, ca de la mamă la mamă. Fiica mea are 26 de ani, îți dai seama. Doamne, să trăiască. Mulțumesc. Și când a ajuns așa pe la 14 ani, deci nu mai recunoșteam, înțelegi? Așa că pupă-ți fica, ține-o în brațe, las-o să te pupe, pupă-o și tu pe ea, vorbiți cât puteți de mult, pentru că pe la 14 ani, cumva, cu ghilimelele de rigoare, o să o pierzi așa, vezi că nu o să mai fie a ta. Nu o să mai fie a ta, da, deci bucură-te de ea. Am auzit, nu sunt pregătită. Păi eu zic să la psiholog să te pregătească. Până atunci, du-te la psiholog să te pregătească. Mulțumesc mult de tot pentru acest interviu, deci chiar pentru mine a fost așa. Deci ești o bucurie la Casa Omului, mulțumesc, să știi. Mulțumesc, și sper mult. Să fie începutul unei prietenii frumoase între noi două. Doamne ajută, așa da? Să fie. Okay. Mulțumesc mult de tot și vouă vă mulțumesc că ne urmăriți. Și da, cred că ne vedem pe 17 sau pe 18 ianuarie. Încă nu știu cine va fi invitatul, dar o să fie la fel de special ca și Ioana Ginghină de astăzi. Mulțumesc mult de tot. Cu mare drag. Vă pup.